Aș vrea să-l întreb pe domnul Hagiu, cum crede că poate să implementeze acest proiect referitor la gunoi, dacă va opune foarte multă rezistență, cum va duce la bun sfârșit acest proiect, pe care eu îl îmbrățișez, mi se pare o idee excelentă, ca din gunoi să poți să produci energie. În primul rând că un astfel de proiect nu se poate pune în aplicare fără un parteneriat cu Primăria Generală a Capitalei, o chestie pe care noi ne-am asumat-o deja la nivelul Bucureștiului. Toți ceilalți colegi ai mei care candidează sunt pentru această soluție, la fel și domnul Bogdan Diaconu, candidatul la Primăria Generală, este pentru această soluție. Pentru că vorbim de 8 ceturi care deservesc capitala, 5 moștenite, 3 care au apărut ulterior. Discuțiile au avut loc cu aceste ceturi. Nu eu le-am purtat, le-a purtat firma care a dezvoltat această inovație, acest sistem, și sunt pentru, deci sunt pentru 100%, la fel și cu firmele de salubritate s-a discutat și sunt pentru. Deci deja există cumul de factori care sprijină acest proiect, această idee. Pus în practică acest proiect la nivelul întregii capitale, înseamnă o investiție de 45 de milioane de euro de înmulțit cu 5 sau cu 6, mai bine spus, și evident tot ceea ce curge de aici încolo cu efect din momentul plantării imediat, dar cu 2 ani de zile de punere în operă pentru o singură stație. Nu se face totul bătând din palme. Asta ca să nu înțeleagă nimeni că vindem fum aici și facem promisiuni de șartă. Dacă există voință și acești factori de care v-am pomenit își mențin coloana vertebrală, își mențin verticalitatea și poziția față de un astfel de proiect, coroborat cu factorul european, directivă în materie, plus finanțarea care vine pe axa de mediu, și coroborat cu presiunea pe care trebuie să o facă asociațiile, ONG-urile de profil care luptă pentru probleme de mediu, cred că reușim să depășim ca și forță în ghilimele interesele celor care dețin gropile de gunoi din jurul Bucureștiului și din jurul marilor orașe ale României. Da, e vorba și de educația populației, un pic ca să pună, să zicem, gunoiul altfel, hârtia, cartonul, acolo etc. E greu de lucrat, dar eu merg pe mentalitate, eu am mentalitatea să oferi infrastructură și după aia să ceri. Nu poți să ceri în momentul de față populației Bucureștiului să colecteze, să distribuie selectiv gunoiul atâta timp cât nu-i pui la dispoziție infrastructura pentru așa ceva. Și soluții există, au fost prezentate și mai devreme. Ideea e să o luăm pas cu pas, nimic în România nu se va face brusc.